Ok, și am revenit și să vedem. Apoi când sunt suficienți bani pentru o pompă de apă. Nu știu ce să fac. Bani fac. Asta am și energie în apropiere. O să fac aici. Momentan, pe viitor o să mut. Tot mai aproape de apă. Iar așa nu mai am bani. Bistia. Mai scade orașul, populația în captor. Hai. Vreau să distrug chestiile astea. Vedeam mult mai încoace pietrele astea. Vedeam mod înnovit. Ok, nu știu ce a fost aia. Părintam tierurile aici, în cartier. Mai ne revenim, populația orașului își revine. Stăm undeva pe aici. La resurse? Nu la resurse. Turismul, time, nu. Land value, uite, asta o să vezi și mai încolo, dar că aparent aici unde sunt foarte mulți copaci în natură. Sau, poate pentru că e plajă și copaci, nu știu, nu-mi dau seama exact care e faza. Cred că e asta cum se cheamă. Poate pentru că e lângă apă, e valoarea mai mare a terenului. Sau poate că sunt astea construite. Nu știu exact de. Deci de ce a început să crească valoarea? E cea mai crescută valoarea terenului. Vreau să văd, există undeva level comercial, level. Există undeva un de unde pot să verific producția, gen ce consum ăștia iarăși. Da. Există o opțiune sau ceva unde puteam să văd gen așa din zonele comerciale cât consum din producția locală din industrie și cât consumă din exporturi. Din importuri din care vin de aici. Autostradă. Nu știu la care e populația. Outside connection. A, uite, da, asta e. Outside connections. Și momentan nu știu ce producem noi. Se simt pare cum e. Momentan avem mai câteva fabrici de-astea de agriculture products, asta e nou. Cred că variază în funcție de cerere. Aici, asta cu parcul, uite aici, cred că ăștia se dau cel mai bine, o să trebuie să mai fac un parc pe aici. Nu știu unde, o să dau niște case, sigur. Uite pe aici. Pe aceea a crescut cererea pentru zona industrială, o să mă lărgesc zona asta puțin. Parc aici, case, nu case, fabrici. Uite în partea asta. Și pentru zona comercială să fac uite în partea asta. Vreau să fac o zonă comercială nouă. Trebuie să extind conducta asta.
Parcă am nevoie de energie electrică. Ce-a fost mai tare? Parc să mai fac câte chestie, îți fac un cafenea, îmi fac intrările. Fac după, mai bine. Un parc info. Fac aici la intrare. Fac o toaletă aici, aici. Fac și o cafenea chiar aici la intrare. Nu am partea asta. Acum nu mai am bani. Da, uite, acum am atins nivelul ăsta de 220. Ca să facem level să mai deblocăm zone noi. Deci mai trebuie să vină vizitatori. Uite, mai trebuie vreo 400 și ceva de vizitatori și face level și deschide. Asta nu facem bani, mai mult pierdem bani din parcul ăsta, dar nu-i problemă. Da. Stați puțin. Ok, și am revenit. Deci nu știu ce vreau să fac aici. Cu electricitatea cum se teme. Ok, apa la fel. A, stai că vreau să mai cresc orașul aia. Asta să construiască, uite, câteva case în partea asta. Tot așa. Ca să știu exact câte case vor construi aici, cum... Nu am ajutat cum să cam 3 case. De obicei să face și am scos o școală. Cât costă? Ah, ce sunt pe școală de joc, da. Dar în momentan nu am nevoie de școală din asta. Da, îmi trebuie mai multă energie. Atenator, perfect. Okay. Trebuie să mai fac și în partea asta de fabrici. Trei. Mai crească cererea, uite. Medium. Atât de mic pentru zonele rezidențiale, e foarte scăzut. Ia, și la trafic. Atunci, da, momentan ne arată bine traficul. Chiar nu mă bag. Când o să ajungem acolo o să mă ocup de zona aia, dar momentan nu e nevoie. Dar aici, da. Trebuie să începe să fac o... Să aglomereze drumul ăsta, dar în momentul nu am nevoie să-l modific. Nu cred că dacă încep să-l modific de acum, o să aglomereze și mai tare și nu vreau să stric traficul actual. Fac aici un drum care se trecă peste zona asta și vine aici. Aici merge destul de multă lume. Că să fac și pe aici, între zonele astea două. O, ia să văd. Cum să fie drum? Nu știu ce-mi pot să fac drum aici, chiar dacă nu-i nimic construit. Sunt două benzinării la fel. O să dărăm una între ele.
Da. Să ne să... bine cu casa asta. Au... aia și cu zona asta comercială. Big Bite, hot dog. A, e burger ăla? Oricum aici o să vină... pe aici vine drumul ăsta. Trebuie să lege toate casele astea la parc. Mi-am dat seama că trebuie să las orașul să crească populația și cam atât. N-am biblioteci. O să fac și biblioteca mai târziu, dar n-am bani. Trebuie să fac... nu, să liceu vreau. E foarte scump. Deci am un liceu. Cred să fie cea mai bine să fac liceu la momentul de față. Cred că populația scade, dar nu știu, nu înțeleg de ce scade. Nu crește. De vara asta. A fac zonele astea pentru rezidențiale. Am uitat, deci trebuie să vreau să fac un drum care să vină de aici. Da? O să fac și pe ăla. O să am bani și să-mi permit să dărâm casele oamenilor. Mergi de față, fac așa. Hai, vine, fac decât drumul, o să fac așa și o să-mi fac un drum care vine pe aici. O să fac și așa. Iar știu, ziceam că nu e la nivel drumul și trebuie, dacă îl fac din partea asta, așa urcă. Ok, a fost un moment de lag aparent. Pe aici am o alee de asta pedonală. Cam strâmbăiat, dar nu contează. Contează că populația crește. E și pot să fac și în partea asta. Partea asta să mai trebuiască... uite așa... niște apă, să ajungă și la ei, dar... problema este cu electricitatea, că ne... momentan sunt bine cu electricitatea. Ce n-ai trebuie? Trebuie parcuri ca să... dacă populația crește, este clar care e motorul. Boomtown, 1800, dar ne apropiem de 1800 de locuitori. Până în 2025, aparent. Nu știu ce sunt cam răguși de ce data. Aici n-am avut niciodată idee bună să... țep drumul ăsta în asta de aici, care e direct în ieșire și intrarea din oraș, pentru că după aia o să... se aglomereze foarte tare aici. O să vină ăștia... o să vină permanent dus și întors pe aici și mai vine ăștia care intră... ies din oraș pe aici, o pălesc puțin. Mi-am dat seama că mai e și zona asta aici, de ce nu o folosesc? Thank you.
Tot crește cererea pentru zona industrială. O să ai pe drumul ăsta aici. Eu fac pe partea asta. Descansă și un liceu. E tot ca de populație, cred că asta mai crește. Nu crește foarte tare populația asta. E deblocat de așa ceva? UK Police Station, dar asta e ceva mod. Deci dacă construiesc o toaletă, mi-l pune între parc. Să fac aici o budă. Fac asta aici pentru că ajungă toată lumea. Dar până merg ăștia care merg pe jos, pot să vină pe aici. Am rămas fără bani din nou. Dar trebuie să facă să... ar trebui să facă ca orașul să crească. Minerează chestia asta. Ce am modul acum? Rău, dar n-ar fi. Nu. Ia să mă uit. Options. Metro overhaul, nu. Metro Station. Am foarte multe moduri pe aici, cum puteți vedea, dar nu văd aici. Do it, move it, am tot astea, dar cred că trebuie să se setezi separat. Nu pot să construiesc, să construiesc pe aici. Poate e drum care pot să fac pe aici? Nu? Nu, poate e mai mic. Dar nu este drum mai mic. Pe chestia să construiesc pe aici un tunel de... o carte, ar fi foarte ciudat. Și scade populația, știu ce se întâmplă. Ia, uite că n-am parcuri. Cred că asta e, că văd aici e parcul ăsta mic, care nu a, și ăsta mai mare atât. Uite. Cred că la parcuri, ce vreau să fac. Nu prea vreau să dărâm case, dar o să dărâm, fac o zonă de asta în parc. Dar nu dărâm foarte multe de case. Sau că dărâm cele mai multe, dar pe luăm. O să fac aici în centru. Dărâm cele mai multe case, e problema. Zona ca să nu dărâmei 4, 5, 6, măcar 3 case. Maxim 3 case. Uf. Dar nu-mi place chestia asta în jocul ăsta. E fost fapt, sunt de decât 3 case, dar nu s-a acoperit tot orașul.
sacrific casele astea. Dar există loc să fac drum, da, există. Dar nu e pe partea care vreau eu, îți fac partea asta alta. Așa ca să meargă cu parcul. Vezi că de ce asta, cum se cheamă, e celul luminat așa de tare, totuși. În jocul ăsta. De ce? De ce mi apare chestia asta și nu pot da click, a, gata. Nu înțeleg care e faza cu chestia, ce e clădirea acolo și... Face casa asta. Dau save. Și asta de lângă că arată bine împreună. Pe același design. Toate... Ambele case. Oh, nu din nou. Sunt la capăt. Așa, văd, a, cred că e funcție de vânt. Am avut că scade producția și atât, da. Da, cred că de la vânt chestia asta. E să își mută vântul direcția. Ideea că nu arată din direcția în care vine vântul. Asta e. Poate să aud peste tot. Păi dar așa apare chestia asta. Ce este acolo? Nu înțeleg ce-i chestia aia, ce-i acolo, cum pot să văd. Ia, dacă mă duc din... Oare aia o fi? Aia mi-apare? Sau... Pe acolo? Uite ce mișto arată asta, cum am văzut. Trebuie să fac un baraj acolo, să fac zona asta, să fac un fel de parc. O cartier cea mai specială. Trebuie să fac aici niște poduri și tuneluri. Hai că probabil am ajuns la 1800 de locuitori, dar văd chiar s-a blocat. Iar ce am putut, ceea ce nu prea știu vreau să fac un cartier ăsta așa mic și aglomerat. Vreau genul ăsta mai spațios. Adică nu sunt case, neapărat terenurile unde pot construi case, nici nu sunt lipite. Cum sunt aici, sau uite aici. Sunt bine dispărțite. Vreau să aglomereze foarte tare orașul, din experiența. Populația asta nu mai crește și au dat-o. Bune, hai. Să-mi trebuie 23 de oameni, 20, hai. Hai. Hai puțin. 5 oameni, 7. Era scade. Hai, lasă-mă cu aia. Gata, am luat 1800. Am tramvai, am transport în comun, uite. Autobuz, tramvai, taxi, turbas. Avem politici, nu e reciclare și politici și de genul. Și mi-a deblocat autostrăzile. Deja sunt din moduri. Și de la asta încoace să nu mai am moduri. Așa, autostrăzi. Mare parte de aceea sunt moduri, tocmai ce ziceam.
Oh, nu. Acum o să am nevoie de cimitir, grozav. Este minunat. Bune. Dacă acum o să pot să construiesc de-asta cu Apple. De-asta, de-asta așa. Ia uite. Ia că dau electricitate. Deci o să închei videoclipul. Dar să mai crească puțin. Da, și cum uite, am 64 din 44, am cu 20 mai mult decât e nevoie. Și acum suntem bine. Adică să încerc să mă concentrez mai pe energie verde, pentru că e mult mai ieftin să fac coal power plant. Adică e mai scump de fapt, dar aici o să producă mult mai mult de... Mai este și oil. Dacă vedeți că, de exemplu, asta pot să folosesc și propriile resurse naturale, dacă am. Oricum. Cam atât a fost acest episod din Cities Skylines. Dacă v-a plăcut și vreți să continui seria și chiar se uită cineva cum vorbesc eu, vocea asta de om, parcă am decedat ca și cum aș fi mult acum 10 ani, îmi dați like, share și subscribe. Trebuie să mai important acolo și like-ul. Și salut!